Salut, prieteni! Am venit la Spooky House să văd ce găsesc aici. Haideți să intrăm pe poarta mare. Vedeți? Aici se află ruinele de la Spooky House. Stați să mai micșorez mai de aproape ca să puteți vedea ce a mai rămas din căsuța de la Spooky House. Oricum aici a stat cineva, ce rost o fi avut, nu știu, da. Oricum poarta cred că a fost faină, cu strip de beton. Acolo poarta. Cine știe ce a fost aici? Hai să căutăm prin împrejurim să vedem cam ce putem găsi. Lăstărișuri, tufărișuri și potcoave de cai morți. Hai că vă las, vă țin la curent. Sunt aici la grădina de la Spooky House și am găsit un semnal foarte puternic. Nu știu ce poate să fie. Ia uitați acolo. Lasă-vă mai, mă descopi. Pare o oală. O oală sau o cască. Nu știu. Dar vă țin la curent după ce o mai scot. Bun. După încă o jumătate de oră de săpat în jur, încă n-am reușit să o scot. Ia să vedem câți centimetri are. Deci acolo scrie 60 de centimetri. Stați că nu mai. Uitați aici. 60 de centimetri. Deci asta sigur e ceva îngropat de un om. N-avea cum să fie așa adânc și perfect în picioare. Cască nu e, din păcate, cască de soldat. Nici oală nu e, este tare curios să văd. Dar vă țin la curent. În sfârșit am reușit să o mișc. Ia să vă zic și voi cum sună. Sună acolo? Sună parcă. Încerc să o scot. Hai că vă țin la curent. Până atunci ascultați niște muzică patriotică. În sfârșit am reușit să scot comoara urlătoare. Aici e pământul ce a rămas de la ea. Și uitați cum are aici.
un vas de fonte. Aici avea urechi. Cred că în asta își făcea tocănița proprietarului. Proprietarul de la Spooky House își făcea tocănița în ceaunul ăsta de fontă. Din păcate e găurit, are acolo o gaură, ca să vă luam acasă, îmi făceam eu mâncare în el. Da. Uitați acolo, e găurit. Păcat. Uitați să vedeți mai. Vedeți? Are o gaură. Asta este. Da, sper că v-ați distrat, adică v-ați fost cu emoții și voi ca și mine. Ziceam, gata, m-am făcut, le duc la arheologie o comoară, le dau de mult lucru, mor aia de ciudă și nu-mi dau recompensa. Da, bun. Adică e bună lopețica asta de armată, fiți atenți. Da. Deci poți să scoși o comoară cu el, numai să găsești locul de îngropată. N-are bani. Am zis că și-o fi uitat câteva monezi de aur. Dar n-are. Nu v-am lăsat. Alt obiect de la Spooky House. Ia să vedem despre ce e vorba. Cred că o fi o oală. Hai să o scot mai cu grijă și după aceea să vă arăt. Mai cu grijă de atâta n-am cum să trag de ea, dar nu iese că e prins aici la rădăcina copacului. Cred mai repede că e un lighiar. Nu, hai să mai căutăm și alte fiare. Na, prietena e detecție. Am terminat și cu căutatul aici la Spooky House, Casa Fantomă, deci stâlpii de la poartă. Aici am mai luat fundație de la Spooky House, dar nu cred că a fost o casă, că e fundația prea îngustă. Ceva, nu știu ce, un punct de observație, ceva, sau de pază, sau ceva a fost. Și acum să vă arăt ce am găsit în mare. Acolo nu avem voie să căutăm în mare parte că dozele și le-am lăsat. Deci, un capac de borcan, încă un capac de borcan. Asta e doar asta, dar mai la urmă. Asta e așa că am băgat asta pe aici. Deci, scoabă, nu venea, scoabă, așa îi spune. Aici un fier, încă un fier, alt fier, o bucățică de lanț și aici văd că aveau mușuroi, furnicile sau cum aș fac, habar n-am. Deci asta și o cană de făcut ceai, de făcut cafea, cam asta ar fi. Duceți-vă acasă, furnicilor, că v-am stricat căsuța. Și ce am mai găsit? Asta un foraj de... un foraj din ăla pentru sobă, când scoți cenușa. Asta cred că era coada. Mă gândesc, nu știu. Am găsit-o în același loc. Cine știe? Astea două fiare. Da, deci cam astea. Și ce am mai găsit? Aici am săpat în gropoi. Uite, acolo mai e un fier, dar nu-l mai scot. Am găsit și iar lângă astea. Deci fiarele astea, să vedem ce poate să fie asta. Ceva cu lanț. La o scână, cred că de la o căruță să fi fost. Mă gândesc de la o brună, la o căruță. Cam așa și asta să fie legat cu lanțul. Mă gândesc eu.
Nu știu, asta sunt la scânduri. Așa, asta la fel, în același loc. Și asta la fel, în același loc, adică în groapa asta. Deci cam astea sunt fiare ce le-am găsit la Spooky House. Altceva nimic. Nici măcar o monedă, nici un inel, nici o gagică, nimic. Pustiu. Cântă păsărele. Nu am lăsat. O să, dacă mai ies pe undeva, vă filmez să vă distrați și voi alături de mine. Succes la toate! Să ne auzim cu bine!